Marinesco Show. Bună seara, dragi prieteni! O frumoasă introducere muzicală, antrenantă. Sper să vă adunați în fața televizoarelor. O să fie câteva surprize, sper, plăcute în această seară. Plus jocul nostru de acum, pot să-i spun, obișnuit. Într-o zi, într-o săptămână, într-o toamnă spre iarnă, în care lucrurile ați văzut după ce topogan au alunecat. Acum este din ce în ce mai clar că ceea ce ziceau gurile rele de PSD și de PNL, că sunt la unghia mică a președintelui, se adeverește din plin. Că Câțu, că Ciolacu, că cutare, că cutare. Bă, a zis Iohannis Ciucă. Are o fixație. Trebuie să și verificăm dacă Iohannis a făcut armata, că ceva îmi scapă aici. O fi găsit Ciucă că n-a făcut Iohannis armata sau o fi vrut să-l avanseze și pe el, o fi terminat soldat sau eu știu ce, fruntaș, caporal. În sfârșit. Și ați văzut, deodată s-au topit așa ca prima zăpadă într-un oraș care a păstrat în asfalt căldura averii și acum să vedem dacă prinde contura această idee. Dacă prinde contura această idee, putem să ne gândim și la alte lucruri pe care nu le-am prea băgat de seamă până acum. De exemplu, încordarea mușchilor lui Putin cu discursurile NATO, exercițiile care se îndeasă până Marea Neagră, Rusia care duce regimente peste regimente la granița cu Ucraina. Și atunci, sigur că putem să ne gândim și la cea mai sunt general, NATO, că ei ar veni să intervină pe aici, dar n-avem autostrăzi și tuneluri sau tunele. Oricum nu contează că tot n-avem, așa că pot să le zic tuneluluri sau ba, un sfertopolitician de la noi a făcut și o glumă chiar bună. Bă, dar le avem palea după vremea dacilor. Ar fi foarte interesant să fim în situația să le utilizăm. În sfârșit. Însă, râdem, glumim, dar dacă vă dați seama, am mai zis întotdeauna, Putin deschide frigiderele la Moscova, înghețăm așa până dincolo de Viena cu toții, doar atât să facă. Din cauza asta trebuie să fim puțin atenți la niște lucruri. Deci știu că prim-ministru e foarte potrivit, omul a fost și pe front, ăsta e adevărul, știe cum e cu teatrele de operațiuni, dar asta înseamnă că pe undeva să agită niște lucruri. Nu zvonul că se pregătește poate Iohannis de postura de premier. După părerea mea, atunci când ajungi președinte, salut, pa, la revedere, te plimbi pe lume, mai ții o conferință, ții 20.000 de parai pe la universitate pentru lupta cu clima și cu nu știu ce. Dar asta este o chestiune pe care v-aș ruga să o înregistrăm, că ea oricum se înregistrează, găsiți totuși pe Prima Play. Deci un prim-ministru militar asigură niște gânduri care urmează, poate un Cristian Diaconescu, să zicem, la președinție, poate Mircea Geoană, să nu vă mirați că vine coace după ce l-au reconfirmat ea de la NATO, că așa pe civilie n-a reușit Mircea să ajungă acolo unde vroia dragostea lui, Mihaela. Și atunci sigur că lucrurile pot să fie cât de cât încordate din rațiuni militare așa de la primăvară-vară încolo. Doamne ferește să se întâmple așa ceva. Și asta este clar, cu tuneluri dacice sau
contemporane, dracinea pe toți, fără niciun fel de scăpare. Mă, ce-o fi fost în capul vostru să accentuați această afirmație? Rămâne să vorbim la pauză. Deci cam asta este, dragi prieteni. Dacă se pune problema asta, o să fie nasol de tot. Măcar să ne bucurăm în această seară. Cât de cât. Să mai remarcăm ceva. Dacă se agită și treaba cu Constituția, atunci poate avea sens să zicem că în cazul unei Constituții noi e de ajuns să schimbe o propoziție și ea devine o Constituție nouă. Și atunci sigur că la o Constituție nouă se poate să se dea de la capăt mandatele președintelui și să fie alături de o republică parlamentară, pentru că populația nu-l mai votează pe Ioanis niciodată, nici dacă ar fi la primul mandat din nou. Dar o republică parlamentară, cum își doresc anonimii ăștia, pot să aleagă președinte dacă se înțeleg între ei. Și așa cum ne arată lucrurile acum, o iminentă majoritate PSD-PNL poate să-l propună pe Klaus Iohannis, Klaus Werner Iohannis, primul președinte al României emanat de o nouă Constituție. Ferească Dumnezeu! Mai de clopot, așa, mai trist aș vrea ceva, știi? Și acum primul invitat în această seară, dragi prieteni, este un politician pe care activitatea l-a calificat după 31 de ani. Continui să spun că doar câțiva cetățeni au performat prin viu grai. Ion Iliescu în felul lui, Corneliu Vadim Tudor în felul lui, Traian Băsescu, desigur, în felul lui, și ultimul pe listă, cu voia dumneavoastră, Radu Berceanu. Bună seara și mulțumesc. Bună seara, bună seara. Ce-am și mulțumesc că m-ai pus așa într-o... Nu, ce-am vrut să spun cu chestia asta? Deci am făcut mai multe emisiuni cu distinși și pomeniți și cu mulți alți care poate au predat gestiunea pe pământ în modul clasic. Unii supraviețuiesc, dar într-un deplin anonimat. Spuneam întotdeauna, zic, bă, Berceanu se descurcă. Și Crin Antonescu așa cumva. Aveam câteva emisiuni la activ și simțeam un interlocutor întotdeauna pe măsură. Pentru că nu-i face plăcere nici, să zic, lui Federer sau Djokovic să joace cu... Alea încinse sunt între ei acolo. Federer, Djokovic, Nadal și acum apar niște tineri care îi znopesc pe toți. Radu Berceanu a fost cam de toate, la nivel de minister, la nivel de parlament, la nivel de partid. Nu a fost președinte, nu a fost prim-ministru. De 10 ani de zile a fost schietele în cui, politicește vorbind, și s-a retras. S-a întors sau și-a găsit în sfârșit liniștea în Craiova. Nu? În București. În București? Eu în Craiova am foarte multe rădăcini, firmele, okay. Deci, activitatea o parte. Capul pe pernă îl puneți în București? Capul pe pernă îl pun în București. Am înțeles. De cele mai multe ori. Câteodată mă duc acolo să mai fac socotelile, să văd ce se mai întâmplă. Da. Primul lucru care mi-a atras atenția zilele astea și m-am suit direct pe cântar, zic, bă, am 100. Cum dracu să faci un avion de 120 de chile, da, și să zboare cu om? Da. De câte chile? De încă 120 de chile, dacă e cazul. Zboară cu tine, nu-i niciun fel de problemă. Da? Da. Deci, domnul Berceanu prefigurează ceea ce se întâmplă cu automobilele deja în
aviatică. Dumnealui este absolvent de... Construcția aerospațială se chema atunci. Construcția aerospațială, dar nu de avioane. Ba da, ba da. De... Facultatea de construcție aerospațială, adică și aero, și avioane, și elicoptere. Ce avea de gând spațiale? Regimul de dinainte de 89? Ce să construim? Rombacul ăla sau ce? Da. Majoritatea lucrau până la urmă în aviație, cu spațial mai puțin. A fost Dumitru Prunariu, care a fost coleg, e mai mare cu un an ca mine. Da? Dar mai mult în partea de aero. Da, așa. Dudu Ionescu, parcă mi-aduc. Dudu Ionescu a fost mai mic ca mine, cu vreo un an sau doi. Și asta era în București? E în București acum? O singură facultate exista și erau cam 80-90-100 de locuri. Bun. Și evident că totul se îndreaptă spre povestea asta. Eu am zis așa ca Jules Verne, bă, o să treacă și avioanele. E o chestiune de timp, sigur, dacă automobile au pus să treacă, vaporașe sunt deja și nu știu ce, tot felul de propulsii, submarine, alea bancare au trecut pe atomic direct și nu știu ce zic, bă, avioanele. Acum, nu-mi dau seama dacă avionul ăsta, ce ați făcut cu el, cât, de unde a plecat și cât a zburat? Nu, zboară 50 de minute, o oră. Cu mine, care am 90 de kg, mă scuzați. Să spun să-i, ați fost și la volan? Da, eu le pilotez pe toate pentru că le încerc. Da, le export, deci în general. Frică e de... unul singur în România, dar restul le export în Germania, în Elveția, în Franța. Și la ce înălțime poți să se ducă? La 2500, la 3000 de metri. Aici cu înălțimea nu e, că de acolo de sus nu prea vezi nimic. Astea sunt niște avioane în care sunt de plăcere, de sport. Sunt de plăcere, dar unele... nu se înscriu în astea cu turnul de control. Ba da, ba da. Nu poți pleca din curte poți de la tine. Oriunde, nici ca înălțime, nici ca direcție. Dar cerând aprobări și așa mai departe, poți să zbori. Și, deci, 2000 de metri, o oră. Deci, cam, nu știu, București... Ce face într-o oră, de fapt? 500 de kilometri? 200? Nu. Într-o oră face 120 de kilometri. Nu zboară atât de repede. Adică, practic, pleci de undeva din București. E un și început. Și faci un tur de oraș. Avioanele de tipul ăsta pe care le fac eu, de vreo 7-8 ani, sunt cu motor termic majoritatea. Cele cu motor termic zboară 7-8 ore. Pot să mă duc la Viena. Asta e electrice. Ăsta electric, am văzut că toată lumea a luat-o cu chestia asta electrică. Eu, ca să fiu sincer, am unele mici rețineri în domeniul ăsta, pentru că din socotelile mele nu prea iese energie electrică. Adică dacă noi în 2030 o să avem toate autoturismele care acum sunt în Europa pe șosele electrice, da, nu o să existe energie electrică necesară să se încarce. Nu? Nu. Nu este nicio socoteală. Nu știu cine face socotelele astea, dar eu, ca fost ministru și în domeniul ăsta, am făcut o socoteală de asta cu cele patru sfinte primare, adunării, mulțirii, adică împărțirii. Adică producția de megawatt sau de nu știu cum, exact, se spune. Exact. Adică... O să trecem pe atomic. Cantitatea de energie electrică care se produce acum în România, da? Dacă într-un interval oarecare scurt toată lumea și-ar încărca mașinile pe la priză, ar rămâne în întuneric aici și peste tot, pentru că nu există această energie electrică în cantitățile astea. Dacă am începe să ne construim acum hidrocentrale... Nu, cred că atomicul o să rezolve. Da, da. Iohannis a fost în America și au semnat... Uniunea Europeană a zis că nu, fără atomic. Eu sunt unele civile, se cheamă, nu știu, nu sunt așa periculos. Eu când eram ministru prin 98-99 la domeniul ăsta și m-am dus pe la Uniunea Europeană și am scos cuvântul Unitatea 2 de la Cernavodă, mai aveau puțin și mă scoteau afară din sală. Pentru că ei discutau de cum să se oprească toate centralele și așa. Acum, dar nu cred că Franța zicea chestia asta sau... Franța, care are vreo 70%, mai ușor, așa, mai încetișor. Da, nu știu, Germania și așa mai departe. Văd că s-a mai schimbat un pic. Dar tot nu iese. Pentru că dacă începem să construim acum toate atomice, să zicem, da, până să termină, să face 2030. Și când vin toate autoturismele alea electrice, tot nu prea iese așa. Plus că trebuie să schimbăm și toată instalația.
Știi? Adică fiecare... Da, da, da. Eu mi-am luat mașina electrică și, într-adevăr, am montat un încărcător special. Trebuie să schimbăm instalația, ălea de înaltă tensiune, ălea de medie, ălea toate ca să ducă atâta energie. Niște băieți care văd mașina, ați trimit și kit-ul. La unul. La ce unul? Adică la o persoană. La o persoană, da. Și mai sunt trei vecini. Dacă îndor fi toți care o să aibă câte una sau două mașini de astea și seara le bagă în priză... Păi nu, că am făcut ordine în casă. Am chemat toată lumea care locuiește cu mine și am zis, bă, fiți atenți. Când îmi bag mașina, scoateți toate frigiderele. Fără frigidere, fără vibratoare, fără fenuri, fără nimic, maioneză, da. nimic. Totul este două ore, deci încarcă vreo 11 kW pe oră. E un încărcător special, da. Bine, dacă mă duc la reprezentanță, în 20 de minute încarcă... Are alt sistem. Da, și atunci am zis, hai să facem avionul ăsta și electric, l-am făcut. Am fost cu el prin Franța... O persoană, nu? E de o persoană. Am fost cu el prin Franța, am apărut pe toate coperțile de reviste de pe peste tot. Nu că ar fi primul. Dar e cu carlingă sau ca Traian Voia cu căciulă? E închis, e. Ah. E avion. E din carbon și Kevlar. Nu e așa. Carbon și Kevlar. De-aia are 120 de kg, nu e din fiare. Nu știu să calculez greutatea lui cu, port, cu greutatea omului. Ce forță trebuie să învingă să ne ducă în... Trebuie să învingă forța de greutate de 240 de kg. Dar 120 plus 120. Contra un procent unui procent în business-ul ăsta cu avionul electric, atâta vreau. Un procent vă vând un patent. Să zburăm mai mult de 100 de kilometri. E o problemă cu tamburul, unde îl punem pe avion. Și cu veverița. Nu, am zis să punem, că am văzut am la mine în grădină o rolă de 50 de metri. Și de aici mi-a venit ideea să facem role cu fir, îl lăsăm în priză acasă și până unde vrei să zbori? Până la Timișoara. Și aha, ca troleibuzele, așa, pe fir. Să punem la mașină, să se derule. Ștecherul rămâne în curte, dar firul se derulează până la Timișoara. Mi se pare că n-a mai venit nimeni cu ideea asta, adică ar rezolva niște nevoi. Cu aviația. Asta este o chestiune pe care cred că în funcție de interese și eu sunt convins că invențiile există. Vorbeam cu cineva care a lucrat la Ford, dintr-o familie a cuiva care a lucrat la Ford prin anii 20-30, și era într-un colectiv de cercetători de motoare de automobile magnetice, nu știu cum. Da. Deci, totdeauna cercetarea. Ce am reținut eu, că le-ar fi zis bătrânul Ford, tânărul Ford atunci, bă, până noi terminăm pe arabi cu combustibilul fosil, lăsați-le pe astea deoparte. Nu trecem, da, la inducție magnetică, la curent electric, la apă. Da. Știu pe unul pe aici, pe București, care lucrează de 10 ani la motor cu apă. Adică i-am zis, bă, caldă, nu știu cum. Deci, probabil, soluții vor fi. Habar n-am. Mod sigur. Sunt alea care... Prima chestiune e cu bateriile care trebuie să aibă. Plăceau când eram copil cu Rambo. Erau niște saltele așa care mergeau pe apă, pe pământ, într-una așa, nu știu, pe perne. Sunt și acum, hidroglisoare. Nu, perne... Overcrafturi. Pernă... Aia ce propulsie au? A, nu, poate să aibă orice propulsie. Sistemul de acolo e o... Dar nu miroase a benzină. Au benzină? Atunci erau cu... Da. Dar treceau drept în stuf, pe apă, da, și pe pământ, pe nisip? Pentru că stau la o anumită înălțime. Acolo e o pernă, aerul e la o anumită presiune și se ridică... Și el detectează imediat? Nu, e atât cât e perna și trece peste toate... Incredibil. Dar nu se poate ridica mai mult. Pe plaja noastră n-ar trece dacă vin băieții cu frapiere, cu, acolo e mai cu greu, bere reci, cu gheață, cu nu mai știu. Sunt beri, mai sunt. Șezlonguri de alea de 100 de euro. Asta în ceea ce privește avionul. Mi se pare o chestiune interesantă și mulți cetățeni cred că dar trebuie totuși un curs de... Asigur, da. Pilotaj, nu? E un curs simplu, e de ULM, de avioane ultraușoare. Și aici sunt... E ca la permisul de auto. Una e permisul de motoret, alta e de mașină mică și alta e de camion sau de autobuz. Deci sunt permisele de pilotaj. Dar practic dai un examen ca să
te sui tu nu, faci și să zbori. Nu e același examen cu ăla care zboară cu 300 de oameni, cu un Airbus? Nu, sau cu... nu. Ăla trece prin multe alte examene până ajunge acolo. Adică... Asta e primul. Și unde îl ții? Unde sunt școli de pilotaj. Nu, unde îl ții aparatul? Nu, aparatul e făcut la aeroport? Să se demonteze așa tot. Com? Și da, să demontează așa, adică ca un Lego, așa. Și să bagă într-o remorcă care are 3 metri pe 1,80 m. Bă, ia-ți avionul și du-te la maică-tă, lasă-mă. Nu, am luat văd avionul... așa ceartă în familie. Bă, ia-ți avionul și să nu te mai văd. Am luat două avioane și am mers cu ele în Franța la o expoziție. Împachetate? Da, împachetate, așa. Ca la bicicletă, cu cheia? Nu cu cheia, că e aproape cu mâna, nu-ți trebuie prea multe scule. Păi și nu pleacă aerul. Noi am plecat cu două mașini mici și cu două remorcuțe de astea în spate, cu două avioane, până la Blois, în Franța. Și la Blois le-am demontat, au venit toți. Nu, dar curentul de aer nu le rupe aripile, nu le... Nu, e o remorcuță care e închisă. Nu la remorcuță. Când l-ați montat, ce v-ați suit sus la 1000 de metri? Curentul de aer nu îi rupe aripile, botul? E calculat, ce dracu, am învățat și... Păi ați zis că le montați cu mâna, așa? Da, să introduc niște chestii așa. Pe vremea când am făcut eu facultatea, să făcea carte. Da? Acum cuvântul carte v-a stimulat, nu? Ăștia acum termină facultatea de îndreptare Roșcove de la Horezu și își dau doctoratul pe la Herculane și atunci sigur că e mai greu să rupe, să mai întâmple. Îndreptat Roșcove e bun asta cu puiile. Îndreptat Roșcove, mă, știi ce sunt alea Roșcovele? Sunt unele strâmbe, așa. Mâncam când eram mic, dar sunt, atenție, sunt unele de mâncat dulci, da, sălbatice n-au nicio valoare. Alea sunt dulci, da. Cum am învățat târziu, de exemplu, îmi plăceau castane sau piureu și noi mergeam în cafăraie. În parc și le coceam, le făceam. Amare, aiurea, sălcii, așa sau... Dar am înțeles că și din astea se pot face, nu știu ce, în industria... Da. Farmaceutică. Asta este important, dragi prieteni, așa cum continuăm să spun, mai ales că vine 1 decembrie acum și întotdeauna mi-a plăcut să spun acest lucru. Uitați-vă la copii care pe oriunde se duc, bine, nu toți copiii, dar nu există o olimpiadă, practic, de fizică, de chimie, de biologie, de orice pe planeta asta și să nu avem copii de aur. Deci, Încă avem. Din păcate, statul român nu are o politică coerentă pentru cercetare și nici măcar în bugetul țării nu se prevede mai niciodată lucrul ăsta. Iar când spune domnul Berceanu că se făcea carte serioasă și se făcea carte serioasă în multe domenii, astăzi nici lucrul ăsta nu se mai poate remarca, mai ales prin apariția multor și controversate școli private, Punte Mirce, localități. Luăm o leacă de publicitate și ne întoarcem cu avionul electric. Ne-am întors, dragi prieteni, în platou. Am găsit și niște imagini cu aparatele astea de vorbire în cum zboară. Continui să mă minunez și să... Ia uitați, ăsta este unul. Ăsta unde era? Asta este... Arătura asta. A, e la... lângă Ploiești. Lângă Ploiești. Ăsta, uite-l. Da. Ăsta este avionul electric ăsta verde. Da. Acolo sunt eu. La 100 de kg, da? Da. Nu-l ia vântul totuși? Sigur, dacă e vreo furtună așa sau un vânt foarte mare, dar altfel nu. Nu. Dacă plouă, dacă trăznește, dacă din asta? Nu, dacă plouă nu am nicio problemă. E închis, e... Eu am fost de 3-4 ori cu Rombacu și cu un Antonov. Dacă intri într-o... Dacă a început o furtună, uite așa făceam, vum. Dar nu zboară nimeni cu așa ceva în furtună. 7-8.000, 10.000, nu? Sigur, e altceva, să duce pe un traseu, nu știe ce vreme o să întâlnească. Eu zbor în zonă. Ele se pot folosi și utilitar. Sunt câțiva care au cumpărat de la mine prin străinătate, care fac filmulețe, cadastre, i-au montat o chestie cu care le folosesc și utilitar. Dar, în general, sunt de plăcere. Bine, e un fel de dronă cu om. Așa. Un fel de dronă cu om. Eu am niște clienți care sunt foști piloți de Airbus, care nu mai au medical. Nu mai au ce?
examen medical, adică au câte o problemă, nu știu, pentru diabet, pentru dele mari. Au ieșit la pensie și așa mai departe. Pentru cont propriu, și fiindcă, ți se dă să zbori cât vrei. Adică cu așa ceva poți să zbori și cu, nu cu orice boală. Dar acum, dacă mă gândesc că ne-ai un țirea care are 80 ceva de ani și pilotează, cred că, pe propria lui răspundere, avionului, nu? Da. Atunci... Și care au venit să-și iau unul de ăsta. Pentru plăcere. Să zic că n-am înțeles. Ați făcut și curs de pilotaj, deci? Da. Până la școală, ce categorie? Nu, doar de PPL. Private Pilot License. Ia uite. Ăsta ce mai e? Asta e remorcuța. Remorcuța? Ăsta e mai măricel un pic. Nu, e același. E același. E soarele mai măricel. Da, da, da. Foarte, foarte tare. Totuși, chiar dacă sunteți desprins implicativ de domeniul ăsta... Păi am copii, am... Nu, după ce stai 20 de ani, gata, sărim, sărim la alt domeniu. Mă interesează domeniul ăla de care vrei să sărim. Da? Sigur că mă interesează, că, repet, am copii, nepoți, nepoate, care trăiesc aici și mă interesează ce se întâmplă. Nu mă mai bag eu, că m-am săturat. Nu știu, nu am cercetat. Pur și simplu atunci, și acum 10 ani, vi s-a luat... Da. Păi nu, toată lumea a crezut că m-a prins DNA-ul cu nu știu ce și o să nu știu cum. Alții au zis că am cancer și o să... N-am avut, adică încă n-am. Doamne ferește. Așa? S-au făcut tot felul de speculații că n-a crezut nimeni că chiar m-am retras. Numai că... Acum, dacă ar fi să o spun așa, eu n-am intrat niciodată în politică. A intrat ea mine. Eu am ieșit la Revoluție să-l dăm jos pe ăla. Da, da. Da? Și recunosc că-l uram din tot sufletul. Adică... Cred că dacă se cerea atunci lume cine vrea să facă parte din plutonul de execuție, eu eram primul. Chiar așa? Da, primul. Mă înscriam primul. Nu știu dacă apucam, da. Din cauza tinereții sau... Nu, din cauza că mi-a mâncat viața. Nu puteam să fac nimic. Pe vremea aia erau unii care mai aveau pile, alții care mai aveau rude la țară și aveau ce mânca. Eu aveam doi copii, n-aveam nici pile, nici rude, nici nimica și n-aveam ce să le dau de mâncare. De adevăratelea. Mă duceam la 4 dimineață, la coadă, nu stăteam eu, stăteau alea... Știu, alea le știu, știu, stăteau, știu. Noi stăteam la benzină, la carne, la orice, da? La pâine, da. Și câteodată apucam, câteodată n-apucam. Și după aia luam speciala și mă duceam la fabrica de avioane. Că fabrica de avioane de la Craiova e la mama dracu, în afara orașului. Și la 6:30 venea speciala, la 7 fără un sfert plecam, la 8 fără un sfert ajungeam, intram la fabrica. Pe din Craiova n-aveați All Seat? Avea All Seat. Dar nu era special. Dar avea, costa 75.000 de lei și eu aveam 1.920 de lei salariu. Dar în industrie nu era niciun favor pentru industria aviatică, pentru... Nu. Să vă dea un bon de ceva. Era unii care câștigau foarte bine acolo, câștigau bine piloții de încercare de la centru de încercări în zbor, că eu n-am lucrat chiar în fabrică la început, eu am fost repartizat la centru de încercări în zbor. Eu am terminat al doilea, al treilea. Că, de fapt, am terminat al doilea, dar a fost o fată care s-a măritat cu un conferențiar și i-a dat 50 de sutimi că sport a avut activitate sexuală, care, culturală. Da, da. Nu, că porma a divorțat imediat după aia. Da, da. Așa. Da, da. Și am intrat și erau 10 locuri la Craiova, unul la centru de încercări în zbor și 10 la fabrica de avioane, 11 în total, și l-am luat pe ăla de la încercări în zbor. Ceea ce a fost o greșeală, că era militar. Dar nu contează. Fabrica ce mai face acum? Nimic. Mersi, bine. Stă. Adică ea fabrica stă. Nu are oameni în ea, nu are nimic. Păcat. Erau povești că se privatizează, că se vinde, că avea datorii, că nu știu ce, dar păi mai, ar mai fi loc să se mai producă? Ce trebuia să producă fabrica? Păi nu, producea niște avioane de luptă, care iar EU-93 nu a fost, poate cine știe ce, dar iar EU-99 e bun, cred că și acum. Pe tehnologie românească, 100%? Da, sigur, cu aparatură de acum, nu de acum 15-20 de ani, dar... Nu, avionul atunci... Avionul este foarte bun. Era concepție pur românească? Pur românească, da. Făcută la București, la ingles. Nimic în limba rusă? Nimic? Nu. Păi tocmai că era împotriva limbii ruse. Iar EU-93 primul, noi îl făceam împreună cu sârbii. Sârbii făceau, dau și eu un exemplu așa simplu, două rânduri de aripi și noi făceam două rânduri de fuselaje și schimbam. Aha.
tocmai ca să ieșim de sub influența avioanelor rusești. Sârbii au și luptat cu el atunci în 91, cu tare. Și Rombacu, care era contribuția noastră? Mai puțin, a României. Mai puțină. Dar s-a asamblat ceva aici? Nu, s-a asimilat tot. Unde și motoarele. Făcea? Motoarele se făceau la turbomecanica. Motoare cu turbină, Viper, da. Da, da. Și ce era? Iar avionul se făcea la București, aici, la... La Băneasa. Și la Roma Aero. Ce era englezesc? Licența, conceptul. Proiectul. În rest s-a asimilat totul la noi. Ceaușescu avea ideea asta că totul, adică trebuie făcut aici. Da, în, mai importau în ei, așa ura, zis, import de completare. În ura față de el, adică unde, cine, de ce avea și părticica asta să facem și un avion, și un elicopter, și un avion de luptă și cu tare, adică că ne-a făcut praf cu condițiile de trai. Am văzut ieri la o adunare de asta la Strasbourg sau ce, sau la de asta, nu mai știu, la ONU, habar n-am că mă țăiam, era dat exemplu la o întâlnire de asta de 100 de țări, zicea, domne, până acum, de ce vă fasoliți așa cu datoriile? Pentru că am dat un singur om pe planeta asta la apucat nebunia să plătească datoriile. Da, da. Și a spus Nicolae Ceaușescu, restul stați liniștiți cu cât aveți, păi nu, da, cu cât aveți mai multe datorii, cu atât o duceți mai. Dar în nebunia lui sau doar ca să se vorbească de el, de România, permitea chestia de asta, gen un avion, gen cu tare? Ba, nu, nu, el încerca să arate că România poate să facă de toate. Iar dar nu el Rombacu. Și partidul, erau și oameni pregătiți. Erau, dar îi țineau deoparte așa, nu prea. Dar nu zicea că l-a făcut el avionul, nu, el nu, dar cu verdeț. Nu s-a pus problema avionul, Rombacu mă refer, da. A venit când el a vrut să iasă în lume și lumea puțin așa a zis, bă, ăsta e un pic mai altfel, așa. Da, uite, în 68 cu cehii s-a pus pe partea elaltă. L-a plimbat și regina cu caleașca. De atunci s-a la Rombacu. Americanii ne-au dat clauza, da. Contractul pentru avioanele Baku 11, Baku 11 s-a luat când a fost acolo. Adică pentru plimbarea lui cu caleașca, i s-a spus, bă, te plimbi cu caleașca cu regina. Dar e și ceva, și tu, avionul, e și ceva la pachet. Da, 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 da. Dar e și tu un ban. Și asta se întâmplă la fel. Adică nu se duce nimeni dintr-o țară mică și să nu vină fără să vină cu niște cumpărături. Inclusiv în România, aici, da. Mai ales. Uite, am făcut contractul cu Bechtel ca să vină... Ați fost ministrul transporturilor, apropo de Bechtel. Cum e posibil... Cum e posibil să înghițim chestia asta când a dispărut contractul? A, da, asta e într-adevăr o problemă, dar nu contractul era o problemă, ci ce scria, adică felul în care s-a făcut acest contract. Dar doar că sunt toate... americani în spate, nu putem să secretizăm, să aflăm, să cerem socoteală. Dar e o căruță de păi bani, au dispărut. Mai... Bă, nu vă luați de ei că sunt americani, licurici, nu știu cum ne spun ei acolo. Bă, ciocumică, altfel dați de drag. Păi nu, dar... Nu, și dacă... Eu, contractul există, poate nu există originalul, dar nu contează, știe toată lumea dar ce... Dar poți să pleci tu dintr-un contract, o entitate, și să nu dai nicio socoteală nimănui? Păi nu, s-a rupt contractul cu greu. Și eu am vrut să-l rup, dar n-am reușit. Ok, politica a intrat în dumneavoastră, aveți familia, copii, oarecum, deci observați ce se întâmplă. Dom'le, știam așa până 2000 și ceva, erau cum erau ele, așa, șchioape, șonticăite, PD-ul părea o organizație cât de cât coerentă, după aia s-a terminat povestea asta, se aliază toți cu toți, fug de colo, colo. N-ați fost decât într-un singur partid, nu? Da. Ce vi se... Am fost în două. În două. Am fost și în PCR. Pe mine m-a făcut bine. În anul 3. Bine, anul 3. Bine. Nu, că nu-i făcea decât pe aia care învățau bine, nu-i am făcea înțeles. Pe toți. Nu. Vă interesează, dar nu să reveniți sau să intrați? Nu, sau să ferească, nu mă gândesc. Și ce se poate întâmpla de la unul care a fost acolo? Păi, eu îmi dau seama așa cam ce se întâmplă, dar ca să spun scurt așa, că nu știu cât de mult timp avem, vreo două minute. Suntem înconjurați de proști din toate direcțiile.
Deci suntem înconjurați, nu mai avem nicio scăpare. Era atunci un Băsescu, dumneavoastră, încă vă trei, era Năstase, Mitrea, erau niște interlocutori de altă calibru, nu? Cumva. Da. Nu discutăm aici calificări penale sau mai alte aveam chestii. Argumente, mai aveam niște lucruri de astea. Acum nu știu, deci e ceva fără niciun fel chiar de chiar și noimă. Cu Stolojan, să zicem, sau cu Valeriu Stoica, adică puteați discuta și cu liberalii și cu... Cu toți. Și chiar să mai și discuta. Că aveam păreri diferite, că nu cădeam de acord sau ne certam sau nu știu ce, dar să discuta, nu știu cum să spun, adică erau alte... Cred că acum ar trebui să mă înscriu unul de mere, că ăștia sunt singurii care au mai rămas mai serioși așa. Pe cuvânt. În sensul că ei sunt atât de serioși încât nu-și fac probleme. Oricine pică la zar, ei sunt acolo. Nu e adevărat. Cum adică nu e adevărat? Dar nu asta e esența. Eu, când am intrat în 90, era Domokoș Gheza președinte. Da? Deci l-am prins pe Domokoș Gheza. Și eu l-am prins, l-am dat exemplu. Fost el cărturar, scriitor. Comunism, dar nu contează. Ce scria, făcea. Era scriitor. Dar tipul ce știa, făcea, dregea. După care a venit Marco Bello. Și... la fel, am avut mai multe chestii. Încă mai mergea. Și la un moment dat, Marco Bello a venit și a zis așa, dom'le, la ședința asta o să vină un băiat cu mine care nu vorbește, noi am stat acolo pentru că îl pregătim, că eu cam peste vreun an așa vreau să mă retrag și el probabil că o să vină. Da? Și a venit Kelemen Hunor. Era mic atunci, cu Chiozdan în spate. Eu spun cum procedează ei. La noi nu știe nimeni, la partidele stelalte, nici ce o să întâmple mâine dimineață. Cine dracu o să mai fie? Cine spune ce spune? Cine ce vorbește? Fiecare vorbește pe câte o limbă, pe câte un televizor, pe câte... Deci este așa o bulibășeală totală, domne. Deci eu nu-mi dau seama ce vor să facă acolo. De altfel, mie mi se pare că fac întâi niște chestii și pomă să gândești ce au făcut. Zic, iată ce am făcut. Am plecat în coaliția aia. Eu și cred... unde ne ducem? Hai să ducem în altă coaliție. Astăzi cred că ei nici măcar nu se gândesc, pentru că zic, bă, oricum ne cheamă ăla la Cotroceni și dacă nu facem așa, ne poartă sâmbetele, ne... Stați puțin că la Cotroceni întotdeauna a fost unul care putea să cheme. Problema e să știi pe ce lume trăiești așa, că te cheamă la Cotroceni și te întreabă ceva. Sau îți spune ceva, sau eu știu. Și tu poți să spui, dom'le, vreau, nu vreau, sau eu știu merge, ce. Merge sau nu merge. Sau dom'le, chestia asta nu, mulțumim frumos. Dar așa dacă ești... Eu nu înțeleg nimic. Mi-a făcut o reală plăcere. Din când în când poate mai depânăm una alta, pentru că sunt destul de multe de făcut. Asta se scrie mai mult în partea... pentru că amintirile politice, chiar pe unii, nu mai știu de unde să le agațe, da? Astăzi sunteți desprins, dar povestea asta cu oamenii care trăiesc în România și produc ceva și cercetează și își pun mintea la contribuție, pe mine cel puțin personal mă interesează. Vă mulțumesc frumos, domnule. Și eu vă mulțumesc. Publicitate. Hai, bună seara din nou, dragi prieteni. Bună seara. Este Alexandra, tu ești dragă prietenă. Sau le spui lor sau mie îmi spune, că nu? Tuturor. Deci tuturor, bună seara, cum spune și Alexandra, e semnul, este ființa, este superbitatea care ne arată clar că urmează jocul nostru preferat. După care, sau înainte, sau tot timpul, dumneavoastră vă înscrieți la... 1789 cu textul concurs. Cu textul concurs. Dar de ce te moi când zici textul concurs? Atâta plămâni ai? Mm-hmm. 1789 cu textul concurs. După care, în acest moment, computerul nostru selectează un număr de telefon la întâmplare. E bine să fiți cu telefonul în mână.
pentru că dacă răspundeți imediat, intrați în legătură cu noi. Să vedem. Alo! Alo! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine? Bună seara, domnul Călinescu. Gata, m-ați luat, m-ați răspuns și la întrebare. Cum vă numiți? Adrian Rozan mă numesc. Din ce zonă, folclorică sau viticolă sau industrială? Din București, după asfaltul nostru drag. În cel mai mare sat al României, da, București. Știți despre ce e vorba, nu? Da, da, sigur. Săptămâna trecută m-am înscris cu un SMS și... Bravo, bravo. Chiar sunt surprins că m-ați sunat. Păi nu voi... De noroc nu strică. E clar că nu noi. E o mașinărie, un soft, un computer. Datorită mașinăriei m-a sunat dumneavoastră. Așa este. Și dumneavoastră acum, prin Viu Grai, ne spuneți un număr după tabelul ăsta. Un număr câștigător. Să dea Dumnezeu să fie 3, ca să luați 10.000. Doamne ajută! Deci eu mă gândesc la numărul 22. O mașină de copt pâine. De copt pâine. Are cine să vă ajute? E bună, nu avem. Bine, atunci soția. Stați așa să vedeți și unde erau banii ca să fie... Roba ca la școală. Rămâneți să aflați cum ajunge mașinuța de copt pâine la dumneavoastră. Asta este prima, bineînțeles că toate lucrurile astea provin de la Altex. Asta să nu vă îndoiți. Și să stați pe aproape, pentru că mai urmează lucruri interesante, bineînțeles, dar și încă o tură, cel puțin. Nu știu cum să fac loc să intre și a treia tură de concurs, dar găsim noi o soluție. Cam asta este prima ofertă a serii. Mulțumesc, Alexandra. Aveam o poantă, dar nu m-ați lăsat să spun. Te rog, spune. Voiam să zic că dacă domnul avea vreo frământare, nu o să mai aibă. Mamă, da? Deci dacă aveați o frământare... Deci, tare de tot, profund, jur. Nu? Dacă vă frământă sau nu vă frământă... Dar bună chestia cu frământatul. Să vedem la, nu știu, și la, de exemplu, la... Mașina de spălat rufe, ce poantă ai avea? Mă gândesc și vă zic după. Rufele se spală în familie sau chestii? Nu în public. Nu în public. Se spală în mașină. Și la mașina de tocat carne? Nu știu, trebuie să mă gândesc aici. Nu m-ați prins. Aici trebuie să știi. Deci, nu-l mai tocați pe soț. De tocat nervi n-avem, nu? Nu mai tocați nevasta. Tocați și carne. Mai tocați și ceva clasic. Vine vremea. Mă toci atâta la cap. Toacă, toată ziua mă toci. Tacă, mai tacă, toacă tacă. Și niște carne, că trebuie acum pentru sarmale, pentru alea. Îți plac sarmalele, nu? Da, cu smântână și mămăligă. Cu smântână nu-mi plac. Mie da. Dar de varză acră, nu de foi de. Bine, hai că m-ai tocat destul. Ne revedem. Ne revedem. Ne revedem, dragi prieteni, în ceea ce... Ne revedem cu Alexandra, bineînțeles. Doamnelor și domnilor, următorul nostru invitat este o invitată. Ce ai făcut, puiule? Ai dat cu capul de clape? Doamne, ți s-a făcut foame. Deci, pot să-i spun și colega mea, nu numai de breaslă, dar e o poveste lungă și complicată și nu foarte, foarte veselă, din păcate, pentru toți din această poveste. Magda Catone.
sunt la Călinescu în emisiune. Da. Hai da. Că m-am făcut am bine. Am și o bunică care, știi, o bunică care merge. Da. Știi, zice, zic, pupi, ți-a crezut rujul și nu mai e ruj. Și ea imediat își face palma așa, știi? Da. Și scoate rujul și se rugează, dar se uită în palmă, știi? Și eu la fel. Cu cine ai vorbit? Cu nimeni. Cu nimeni, da. Poantă. Te rog poantă. Frumos, soră. Te rog, da. Soro, țațu. Soro, țațu, moțule, țoțu. Așa. Guriță. Bunico. Da, bunico încă nu sunt, dar aici am venit la un bunic. Uite, să-ți dau mai întâi această legitimație mai mare, așa, care este catalogul picturilor lui Valeriu Mladin, care cuprinde toată marca acestui festival pe care am venit să-l anunț. Bună, bună! Ca să fie clar de la început despre ce este vorba, dragi prieteni, da. Este vorba de să lucește foaia. Aici scrie... Șerban Ionescu. Da, lucește pe ecran, în fine. Da, e bine, ce văd eu acolo. Da. Șerban Ionescu, dragi prieteni, și ăsta este un catalog de festival. Nu, e un catalog de pictură care cuprinde lucrările artistului Valeriu Mladin, care reprezintă marca acestui festival. Am folosit pentru afiș și pentru toate prezentările de pe site lucrările lui. El a fost invitat de către mine să fac aceste lucrări cu ocazia unei invitații la festivalul de la Caracal. Caracal. Asta este... Deci Caracal din România, nu Caracas din Venezuela. Da. Și am purces la drum. El este prolif și a făcut foarte multe lucrări. Uitați-vă mai departe, acolo sunt acestea, sunt niște picturi pe pânză. Ulei pe pânză și acum o să vezi niște desene care sunt, de fapt, tehnică, se numesc tot pictură pe pânză, în ulei. Portrete excepțional lucrate de Valeriu. El este nașul lui Carol, fiul meu, Carol Ionescu, fiul lui Șerban Ionescu, care în momentul acesta, pentru că nu este aici cu mine, pentru că tocmai a început festivalul Șerban Ionescu, și sărbătoresc acest început, acest bun început, pentru că, deși se numește cea de-a doua ediție a festivalului, ea este, într-un fel, prima, pentru că este organizată mai amplu și e ceea ce se numește în condițiile de competiție, în care tineri din facultățile de teatru și film vin să concureze. Asta e important. Deci e un festival unde cine vine, ca să fie foarte clar? Absolvenți din ultimii 3 ani ai facultăților de teatru din țară și competiția are 8 spectacole alese pentru în concurs și 4 în afara concursului, 2 întâlniri cu personalități, cronici scrise de tineri absolvenți ai facultății de teatru, cum se numea pe vremea noastră AMS-ul. AMS-ul, Arta și metodologia spectacolului, de la IATC și acum vin de la UNATC și de la alte facultăți, de la Târgu Mureș, de la Cluj, de la Iași, de la... Au fost 50 de spectacole înscrise, au rămas doar 8 în competiție. Sunt și 3 expoziții. Una are aceste lucrări ale lui Valeriu Mladin, alta este o expoziție care cuprinde lucrările studenților de la scenografie. Este o clasă coordonată de Ștefan Caragiu. La Teatrul Național. La Teatrul Național, în sala mică se numește. Și... ar mai fi încă o expoziție care cuprinde afișele spectacolelor în care a jucat Șerban. Pentru asta am făcut o mică muncă de căutare prin arhivele câtorva teatre, câte am găsit și noi, cum ar fi Odeon, Comedia, Mic, Național. Eu aud ce spui, dar îmi vin toate nebuniile în cap, dragi prieteni. Da. Șerban... care noi spuneam și Breasla, în mod special Pelicanu, e un brașovean jet pe jet. Născut la Corabia. Născut la Corabia, da.
A fost pentru bizară întâmplare și el și Magda la extraordinarul și unicul Lamza Pelea, care nu pot să spun că a fost profesor, cât a fost mai mult decât. Era un om, era și chiar n-avea răbdare, că l-aducea pe Cojar săracul și zicea: Iani, vezi tu că eu n-am timp. Dar când apărea, era absolut extraordinar. Deci Pelicanul, Șerban a fost promoția lui. Ne-am întâlnit la Casandra, eu eram în anul 2, era în anul 4 în Piticul din grădina de vară. Mi-a dus și a venit Amza. Bineînțeles că avea vreo 5-6 pachete de țigări cu el, cu tare, cu tare. Le suda, cum să spune. Da, nu, trăgea două fumuri din fiecare și ne lăsa pe noi să le terminăm. Țigările BT? Nu neapărat, erau unele care merg și astăzi, să nu facem reclamă. Super rând. Și după aia zicea: bă, m-am cam plictisit aici, domnica, mama și tatăl Oanei Pelea, bineînțeles, vezi că venim să dezgheață ceva, fă ceva, că vin cu copiii. Studenții. Da, și pe urmă, cam atât a durat povestea cu Piticul, după care două luni cu domnul profesor Ioan Cojar, da. Pelicanul, am fost coleg cu el de cămin. Nu. Ați prins cu tremur împreună? Am prins cu tremur împreună. O parte din el? A fost vestita noapte de 4 martie 1977, când Șerban a sărit de la geam. Noroc era la etajul 1 și noroc era o dubă de mezelor parcată la gost, tot la jos. Dar nu asta mi-a rămas în minte. Fortuna. Mi-a rămas faptul că în cămin eram vreo 30 de băieți și au ieșit vreo 200 de fete. S-au speriat. Se adepostiseră, da, de cu tremur, așteptându-l pe Adrian Pintea, pe mulți. Wow, o listă întreagă. Fanache, deci erau... Zidăr. Da, noi, generația asta, cu săracul și regretatul din Manolache sau mareșalul Răzvan Vasilescu, noi eram... Da, mareșalul. Încă și se luau studenți, din... da, la Șerban, nu știu cât aveau, 1,90 și... Da, deci 1,90. Încă erau, se căutau bărbați și femei, în fine. Asta este o chestiune absolut... absolut extraordinară și chiar așa trebuie să vorbim... De pelican, ca să zic așa. Știi, m-am gândit întotdeauna, oamenii cu energie și cu nerăbdare și cu... Deci Șerban, dragi prieteni, era... nu știu, am fost în Anglia, era pe tot drumul ăla, că o să-mi rămân așa ca un film în cap. Deci am făcut și... Troilu și Cresida, lui Galgoțiu, și la... Și Romeo și Juliet. Romeo și Juliet, da, bine, pardon. Mai... Era în Marea deci, Britanie. Da. Nu știu, filmul... În teatru, nu știu, mi s-a văzut întotdeauna că n-avea răbdare, dar film... Celebre filme, dragi prieteni, sigur... O e parte. O ocazie să intrați pe site și să vedeți câteva din filmele lui. Dacă... 18, adică data asta are vreo semnificație? Nu, a fost legată de rectificarea de buget. Rectificarea de buget. Deci am început undeva, poate în luna mai, după aia am anunțat în 23 septembrie care era legată de ziua lui, de naștere, și am proiectat undeva în noiembrie și, ce crezi, ziua de duminică este ziua în care se împlinesc 9 ani de când a murit. Așa că are o semnificație, pentru că, până la urmă, cei care trec dincolo sunt pomeniți în rândul sfinților la ziua de plecare, care, de fapt, se numește o a doua naștere. Și această coincidență, pentru că trebuie să garde le proporții, sunt lucruri care țin de această sincronicitate pe care n-am căutat-o, dar a aranjat Dumnezeu să fie așa. Da. Avem câteva imagini să vedem despre ce este vorba. Spoturile festivalului. Spoturile festivalului, da. Ia de aici. Ia de aici. Stai mai să văd cât era.
Magda, dă să mai dau o dată, că n-am văzut cât era. Magda, dă să mai dau, că n-am văzut cât era. Era în 1982. Ce? Era o noapte răcoroasă de vară. Eu eram într-un bar în care tăiai fumul de țigare cu cuțitul. Mi-aduc aminte că stăteam de vorbă cu un client. Iulico! Ce vrei, domnule, mă vezi că stau, ai răbdare! Dă și mie o țuică, te rog. Hai, domnule, pleacă-și tu, deci du-te și stai la masă, că vin eu și te servesc. Masă? Hai, carte-și tu, deci du-te și stai la masă. Auzi, domne! Mă, tu n-auzi, mă! El m-a zărit, mi-a zâmbit, mi-a zâmbit și eu. Doamne, ce timid era! A venit după mine. Ce te ții, domnule, după mine? Lasă-mă în pace! Dacă te-ai învățat, du-te acasă și te culcă! Lasă-mă, domnule, în pace! Lasă-mă! M-a luat în brațe. Lasă-mă! 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 L-am luat și eu în brațe. Și-a urmat o viață plină de îmbrățișări, de zâmbete, de șoapte, de visări. De suișuri și coborâșuri. L-am găsit pe scări. Unde-l pun? Ca în orice poveste. Magda! Iar ți-ai luat filme cu tata. Dă să mai dau o dată, că nu văzusem cât era. Era în 1990. Cu siguranță sunteți mai lămuriți acum, dragi prieteni, și luați drumul Teatrului Național pentru a memora, a vă bucura și mai ales pentru a ține în continuitate această fragilă meserie, dar puternică. Multe lucruri au dispărut după lumea asta de mii de ani, dar teatrul... probabil și filmul sub o formă, dar teatrul, să știți că rezistă. Cu 5 oameni în sală, cu sala plină, cu mască. Acum mască. Voi invit să-l vedeți online, pentru că e formula care ne-a venit. Am spus, sub orice formă el va rezista. Deci la sală nimic. Deocamdată la sală doar expozițiile și probabil momentul de premiere. Pentru că era surpriza asta a unei probabil interdicții și am zis mai bine mergem la pachet, așa, capsulați și direct în digital, decât să facem, eu știu, tot felul de înțelegeri din astea. Deci pe internet... Și călare și pe jos, da. Ce căutăm? www.festivalulșerban-ionescu.ro www.festivalulșerban-ionescu, damă.ro. Sigla, este un pelican, da. Un pelican, da. Da, o grafică frumoasă, inspirată și marca lui Valerio a rămas cu portretul acesta emblematic din filmul Ion, Blestemul Pământului, Blestemul Iubirii. Și printr-o așa întâmplare, mergând la Muzeul Literaturii Române, am descoperit că acolo, într-o sală care prezintă operele marilor autori români, Liviu Rebreanu, singura sală digitalizată, are într-un desfășurător despre ceea ce înseamnă pentru tinerii care intră în muzeu ecranizarea, despre Liviu Rebreanu, o anumită suită de personaje și apoi singurele imagini care sunt acolo sunt cele cu Șerban din Ion. Mi s-a părut atât de puternic acest... să zic, format al unei documentări în care a devenit stereotipă sau arhetipală, cred că mai degrabă arhetipală ar trebui spus, acest chip al lui întruchipând personajul lui Ion. Ia să vedem și imaginea cu festivalul. Cred că... Hai să vedem un film cu Șerban. Cool. Hai să fac popcorn.
Am făcut cât pentru două filme. Hai să vedem două filme cu Sherman. Da, hai să vedem trei. Hai să vedem trei filme cu Sherman și un spectacol de teatru. Trei filme cu tata, un spectacol de teatru și un scurtmetraj. Trei filme cu Sherman, trei spectacole de teatru și trei scurtmetraje. Trei filme cu tata, cinci spectacole de teatru, șase scurtmetraje. Și un masterclass de film. Mai bine, opt spectacole de teatru. Toate făcute de tineri. Și opt scurtmetraje. Și alea făcute tot de tineri. Și cronici. Scrise de tineri studenți. Și un vernisaj de scenografie. Trei zile de festival. Patru zile de festival. În luna noiembrie. Între 18 și 21. Da! E pandemie. Îl facem online. Online. Bun. Deci, Festivalul de Teatru și Film Sherban Ionescu se va desfășura online pe site-ul www.festivalulsherbanionescu.ro în luna noiembrie, între 18 și 21, și va găzdui 8 spectacole de teatru și 8 scurtmetraje făcute de tineri artiști, 3. Și 3 filme din filmografia actorului Sherban Ionescu. Și un vernisaj de scenografie și un masterclass de film Bogdan Georgea Petri și două întâlniri cu personalități din teatru și film și o expoziție cu lucrările artistului Valeriu Mladin. Da! Andreea, Dan, vă ocupați voi? Bună. Dacă ați reținut, dragi prieteni, e 18 astăzi, e deja accesabil adresa. Da, mă grăbesc să plec de aici să sărbătoresc prima zi a festivalului, pentru că sunt într-un cerc de prieteni, cei care, pe care i-ai văzut acolo sunt parte din staff. Sunt tineri, frumoși și știu că au preluat bine ștafeta și mă pregătesc pentru ediția a doua. Pentru că de-abia a început cea din tâi. Păi atunci, alivor, țațo. Alivor. Să zic așa. Mulțumesc frumos. Ne luăm la revedere oficial, Magda, da? Da, da. Mulțumesc frumos. Mă bucur că ai venit. Să nu ne luăm machiajul de tot. Să nu ne luăm machiajul. Să nu ne răzvărțim și viața. Mă cuprind atâtea amintiri, dragi prieteni, e foarte complicată meseria asta și mai ales în direct. Chiar să știți că au trecut atâția ani și, din păcate, am o mulțime dintre colegii mei de facultate, de cămin, nu mai vorbesc de monștri sacri care sunt și așteaptă să întregim spectacolul etern. Dar fiecare în felul lui îți lasă o dâră așa de lumină în întunericul ăsta al vieții. Și noi suntem o breaslă care chiar avem și un obicei ciudat pentru restul lumii. La înhumarea unui artist se aplaudă. Este felul nostru de a îl petrece, așa cum poate o viață întreagă și dumneavoastră atunci când merităm și am meritat, ați făcut-o. Da, cam asta este. Sherbane, ne vedem noi. Nu mai așa mult timp, dar în fine, cam asta este situația. Nici nu mai știu, avem publicitate sau ce avem acum? Ah, acum vine cățelul, da. M-am pierdut cu firea. Da, avem un nebun la cap, altfel nu pot să-i spun. O să vedeți, poate ați mai auzit, ați mai sesizat aspectul. Adică
oamenii care iubesc animalele au diverse orientări, așa, pisici, țestoase, șerpi, crocodili, lei, tigri. Cred că omul, de fapt, în afară că își bate joc de întreaga planetă și de întreg regnul animal sub o formă sau alta, mai ales prin oribila ipostaza grădinii zoologice, prin tot felul de alte utilizări, în afară de mâncare. Asta este dat de Dumnezeu, cu condiția să le creștem frumos și cu grijă și după aceea putem să le și consumăm fiecare după orientarea lui culinară, ca să zic așa. Dar, repet, sunt oameni care duc lucrurile într-un extrem evident. Domnul care urmează acum, cu siguranță iubește nu animalele, ci pe tăticul lor, nu câinii, ci pe șeful lor. O să vedeți acum despre ce este vorba. Domnul Boss Phantom, introdus în scenă de capătul zgârzii, unde se află domnul Sălăgean, da? Ia uitați-vă, uitați-vă și dumneavoastră, cei care n-ați mai văzut așa ceva. E un leu în toată regula la vârstă. Doar cu blana 50%. Doar cu blana 50%. Pentru că încă e în creștere blana, doar ce în vară a fost năpârlit și urmează până în primăvară să aibă blana. Odată pe an năpârlește și el? Odată pe an. Pe zmocuri așa sau nu, integral? Nu, odată, într-o lună de zile, dă blana jos. Dacă ești atent și da, după care... Da, am avut și eu diverse rase. Plecau așa, pe zmocuri, nu odată tot. Păi nu pleacă dintr-o dată, dar într-o lună se curăță. Într-o lună se curăță. Da. Și după aceea, acum, el la ce nivel de creștere are? 50%. Are blana acum, în momentul ăsta. Deci... Cam 45% e nivelul de blană pe care... Adică îi mai crește încă o palmă bună? Da. Mai ales la coamă, da. Așa, tăticule. Nebunia, cum ați avut până la el, nu știu, alți mastifi, alte variante de... V-a plăcut câinele în general? Câinii sau așa, când ați zis, bă, dacă mi-au un câine, le iau pe ăsta? Nu, e o poveste lungă și frumoasă, cel puțin, așa cred eu. Într-o zi a venit cineva la mine și mi-a zis, fiind domeniul meu pază și protecție, vreau pază, dar vreau cu câine. Da. Și eu n-aveam în dotare câine. Și atunci am stat și am analizat că va trebui să-mi cumpăr niște câini de pază. Și așa am ajuns la mastiful tibetan. Cum, după analize, cum ați auzit de el? M-am documentat de pe net, de pe fel de discuții cu oamenii care sunt domeniul chinologic și așa am ajuns la mastiful tibetan. Și unde cum? Și ați fost acolo sau vi l-a adus cineva? Am fost acolo. În Tibet? În Tibet. Cum se ajunge în Tibet? Am văzut filmul cu Brad Pitt, dar nu mi-e clar. E greu să ajungi în Tibet pentru că eu am 145 de kilograme și mi-e foarte greu să stau în avion câte 30 de ore, să fac 3 scale să ajung în Tibet acolo. Dar se ajunge, știți bine dacă se vreți. Se cere voie la ambasada Chinei? Da. Adică, mă rog, viză sau ce? Bineînțeles, se cere o viză. Și nu ați devenit suspect? Bă, dar ce treabă ai tu în Tibet? De ce nu te duci la Shanghai? Sau la... Să știți că am fost suspect, deoarece prietenii care au venit cu mine erau un om de afaceri și un judecător care au venit și s-au gândit de ei. Păi, stai un pic, ăla vine. Adică ramuri diferite. La ambasada acolo vă pun întrebări, nu? Da, și... Ce căutați în Tibet? Ce era mai ciudat, că dintre toți care eram, un singur telefon avea voie ca să avem semnal. În rest, toate semnalele erau scoase. Adică dacă erați 10 oameni, un singur telefon? Un telefon, da, aveam. Nu sunt racordați la asta mondială? La... Nu știu. Era ciudat pentru mine și vă dați seama că au rămas așa... Și al cui au rămas? Al judecătorului?
businessmanului telefonul? Nu mai contează. Nu mai contează. Nu mai contează. Și asta în ce an era? Prima, la început, acum 6 ani, am achiziționat petrol. Nu, mă interesează asta, să mă duc și eu la un moment dat să vede de valută, poți să pleci cu tine cu dolari? Da, nu au nicio treabă. Telefonul îi deranjează. Telefonul, da. Dar cred că dacă mergeți dumneavoastră, o să aveți telefonul deschis. Da, 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 de deschis de ei, cred că, de la vamă. Da, absolut. Și acolo, deci, cum se zboară din România? București? Am avut 3 scale. Am plecat în Germania, din Germania în am ajuns în China, în capitala Chinei. De acolo am plecat spre Tibet. Încă două zboruri am avut. 3 scale am avut. Până. Și unde e aeroport în Tibet? Păi n-am ajuns chiar în Tibet. Au venit, știți, e o poveste frumoasă, pentru că oamenii din Tibet deja cunoșteau performanțele câinelui și m-au așteptat. Aveați acolo adresa clară unde mergeți? Da. Pentru e că da. Câine de păi țărănesc acolo? El s-a născut la noi, aici. A, ok. Dar acolo cine? E la țară, la țară. Că țăranii îl crezi, munte. Nu? La munte, ciobani sau da, călugări, venit, tibetan sau? Călugări, tibetan, oameni care au canise, care trăiesc din asta deja. Pentru ei deja e o afacere. Eu am fost la niște caniși, am vizitat niște oameni care se ocupă, într-adevăr, cu câini, cu tibetani, și care m-au așteptat la aeroport și m-au dus încă o zi întreagă de deplasare cu mijloc de transport. Pare destul de blând, așa, ce înseamnă de pas? Adică doar că îl vede omul și zice, bă, aici nu mă bag, că e mare. El poate să fie și agresiv? Da. La comandă? La comandă, sau ei sunt agresivi în general când au teritoriul lor. El e conștient, fiind la atâtea competiții în 10 de țări, în peste 18 țări, știe că acum este într-un platou sau este într-o competiție și știe să controleze, să fie docil, să-și vadă de treaba lui. Dar în curte sau în terenul lui de pază este foarte agresiv. Da? În general. Hai da. Să vedem câteva din cupele câștigate. 50% dintre trofeele care le-am adus cu noi, pentru că... Ia uitați-vă la sus. Care e cea mai importantă? Asta? Asta este titlul mondial, al doilea titlu mondial. Sunt două titluri mondiale. Sunt două titluri mondiale. Da? Și Best of Breed, cel mai bun din toată rasa, la campionatul mondial din Amsterdam. Și mai avem, mai vin băieții și mai aduc. Încă sunt două titluri mondiale. Acela este un titlu cel mai bun din toate rasele din lume. Un Supreme Best in Show la o competiție de 4 zile. Mai bun și decât de la mama lui din Tibet? Mai mult decât toți care au fost în Tibet vreodată, până acum. Pentru că el are o performanță care nu a depășit-o încă niciun câine și nicio rasă. Adică ăia săraci puțin orez aici, ai mai dați macaroane. Nu neapărat ei, toată lumea vorbim. E mănâncă baban, carne? Da, dar nu, mănâncă doar granule. Acum e puțin la dietă, care are peste 90 de kilograme și trebuie păi să... Păi și ei în timp ce îi dau să mănânce? Ei dau carne, îi dau fel de fel de... Măgar, de cai, de oaie... E mai greu acolo. Am stat 10 zile și am stat cu ei la povești, cu nomanzii de acolo și am ascultat fiecare poveste care am citit-o pe net înainte să ajung acolo. Incredibil. Deci, el e născut deja în România? El e născut în România, la noi în Canisă, în Târgu Mureș. Deci e mastiv tibetan de Târgu Mureș. Da, de asta este important. Dar pentru jur că are labele, zici că-s de leu, frate. Îl pun într-o poziție. Boss, hai, boss, tată. Într-o poziție să... Bravo, top, cățelul, tată. E o poziție în care... Bravo, puțin cald aici, asta e o poziție în care arbitrii analizează calitățile lui genetice. Da, tată, e ok, ai 10 pe linie de la mine. Nu e problemă, pentru că el știe că este în concurs. Dar un os de vacă așa îl rupe? Cam da, doar că nu le dau oase din cauza că avem grijă de dantura de lor, dantură. Pentru că în primul rând în competiție, primul lucru, trebuie să-i vedem dantura și nu vrem să avem surprize, să rupă vreun dinte în vreun os. Bravo, boss. Deci acum pastile de astea de la sac, nu?
Pastile, da. Pastile și profesionale. Sunt rase de câini care am văzut la concursul, chiar trebuie tunși într-un fel, aranjați, mustați, picioare. Ei trebuie duși cum le crește, nu? Da, ei au o formă specială. Dar în perioada completă de năpârlire, nu poți să te duci cu el să spui, bă, știți, între... Păi nu, nu, cel mai... Trebuie să aibă părul frumos pe el. Corect. Dacă are un neamț sau un olandez ghinionul să-i năpârlească atunci, nu poți să vină la concurs, da, nu? La competițiile internaționale, depinde din ce țară vin. Că dacă vine ea din Caucaz și e încă frig acolo, ei n-au năpârlit în iunie. Dar ăsta deja din aprilie începe să năpârlească și vă dați seama că nu e diferență. Dar ei sunt special pentru că, dacă observați, au două rânduri de blană. Un spic care le dă o formă de coamă, care v-am spus deocată de 50%, și un puf care protejează de... De apă. De apă, de vânt. Vă dați seama, în Tibet, la o altitudine și... Asta am aflat și eu când am avut mioritic sau lupi, că mă miram. Mioriticul dormea în zăpadă, zic, dar câinii lupi... Nu vă faceți probleme, că toți câinii, în principiu, noi îi stricăm, mai ales pe la bloc, pe la... Dar ei au imediat sub piele acel puf, sigur, care ține și de cald, și de apă, și protejează de orice. Da. Absolut. Și câinii mari, chiar e, după părerea mea, păcat să-i țină în apartament. E greu pentru ei în apartament. Mai curând suferă de căldură decât da, de frig. Așa este. El vara cum se descurcă? Păi, prinde norocul lui că în perioada de vară e puțin năpârlit și atunci își controlează temperatura și... Umblă cu un fân, așa, pe... Da, puțin, da, așa. Prin curte, da. Dar bosă, și pe din Tibet, deci, de fapt, ce ați adus? Mama sau tatăl? Mama. Tatăl l-am adus din Rusia. Aha. Pentru că rusii sunt foarte experimentați în aproape toate rasele din Și din pe lume. Mama, la ce vârstă ați luat-o? La mama a venit, părinții mamei au venit din Tibet, mama l-am luat-o la 3 luni jumate. Am zis, și cu ce nume i-ați dat? Cora. Cora. Și pe taică s-o Tor. Ăla cu ciocanul. Cu ciocan, cu filmul ăla. Da, așa da, este. Da, Tor, zeu, nu știu. Bun. Care. Dar povestea frumoasă este că la 2 ani de zile, primii pui care am avut în canisă, s-a născut 3 femele și un mascul. Și masculul este el pentru care n-am visat niciodată că ajunge la performanțele care le avem. Pentru asta și suntem aici. Dar am văzut o poză pe internet în care, așa, jos la gard, erau vreo 12-14 cățeluși. 20 și ceva. Din câte femele? Din 4 femele. Acum mai târziu. Deci cam deci cât o femelă cât face? 5, 3, 4? 5. Între 5 și 12 pui. Am înțeles. E, dragi prieteni, dacă n-aveți, sunt sigur că, în primul rând, că e foarte complicat, credeți-mă, numai din intuiție și cu atâta, dacă ai un cățel, lucrurile sunt complicate. Dar e un spectacol, domnul Sălăgean aproape și-a făcut o profesie din asta. Aproape, cât timp dedicați? Cam tot timpul. Cât mai mult, pentru că pentru mine e o relaxare și e un lucru care nu pot explica în cuvinte când sunt alături de ei. Ce pot să vă spun? Că de multe ori am de învățat eu de la el, decât el de la mine. Asta e adevărat. Deci cunosc vorba asta cu câinele și cu oamenii și, din păcate, prietenia. De multe ori e adevărat. Mulțumesc frumos, domnul Sălăgean. Cu respect. Doamne ajută, sănătate. Poate v-ați întrebat vreodată cum țin chitariștii ritmul. Vă uitați la Virgil Popescu și la Răzvan Mirica. Da. Voi clăparii cum țineți? La domnul Puiu Pascu. Așa, așa. Vai, vai, vai. Și colegul? E din mâini. E din mâini. Deci ei chiar țin. În sfârșit, dragi prieteni, dacă v-ați înscris la 1789 și ați scris acolo concurs, acum computerul nostru va suna un număr la întâmplare.
Și noi o să auzim o voce. Alo? Alo? Da? Bună seara! Bună seara, maestre! Mulțumesc frumos! Cum vă numiți? Partenie Viorel. Viorel. Domn Viorel, de pe unde așa? Nord, sud, est, vest? De pe Iași, de pe la Galați. De pe Iași, de la Galați? Nu, am spus din Iași, de la Galați. A, comuna, da, 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 bravo. Deci, coleg de... Vecin. Vecin, cum ar veni. Moldova dulce de tot și la Galați. Domnul Viorel. Da? Sunteți la televizor? Exact. Păi nu, eu nu vă văd. Mă vedeți? Eu vă văd de vreo 30 de ani vă văd. Vă mulțumesc frumos. Spuneți-mi și mie, în ce rochie sunt alături de Alexandra aici, îmbrăcată? Roze. Roze? Sunteți pe roze. Alexandra, în ce rochie este, am zis? Mai sofisticat așa. Neagră, neagră. Neagră este, neagră este, dacă da. Dacă nu ziceați culoarea, eram neagră de supărare. Roze, bravo, bravo, bravo. Ia uite ce merge mintea mititicii. Ia să vedem acum dacă avem un număr auriu pentru dumneavoastră. Păi, dacă nu le-ați schimbat de la prima extragere, o să avem. Șase. A, un telefon mobil. Merge? Să stați să vă spună colegii cum ajunge la dumneavoastră telefonul mobil. E bun și un telefon mobil, dragi prieteni. Continuați să vă înscrieți pe 1789 cu cuvântul cheie concurs. Ne întâlnim și trebuie să câștigați ceva. Adică oricum câștigați ceva, dar cine nimerește cele trei cuburi care se schimbă de fiecare dată a luat și 10.000 de euro. Ia să vedem noi cine ne oferă toate acestea. Da, dragi prieteni, suntem spre finalul emisiunii de astăzi, dar nu înainte să îl invit pe extraordinarul Alex Velea! Alex Velea este un, mai mult decât un artist, este un personaj, dragi prieteni, pe care cred că îl știți de acum. Dovadă sunt toți cei care urmăriți cariera și pentru mine important este când am făcut un concurs de dansuri și de nu știu ce, să aflu că era și premiant la școală. A fost un cumințel, da. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație, v-am adus ceva, maestre. Asta e trupa mea, Golden Gang. Da, acum faceți parte din trupă. Golden Gang! Yes. Ia uitați, bă, fraților. Deci Alex al meu, nu numai că este... Dar deci eu am rămas și mie, zic, bă, ceva, București, cu tare, 14... Nu, e chiar craiovean, nu? Da. Vă salută de tata. Au fost adică, colegi de liceu, tata maestru Virgil Popescu cu tatăl meu. Tu ai făcut liceu, mă? Eu am crezut că ai făcut doar școala de arte populare. De nimic. Băi, frate, a făcut liceu Virgil Popescu. Da. Cu tatăl? Păi stai puțin, tatăl tău unde? Tot în Craiova? Da. Păi știi Stoltean, mă? Da. Și de ce nu te vopsești? Da. Ăștia doi albi sunteți olteni? Albi. De ce nu vă vopsiți, mă? Am un șandrei frumos așa, un șantaliu. Ce-l-a? Domnul Berceanu, de asta i-am dat.
De asta, bune, vino, Gheorghiuliu, da. E ceva nou, o piesă nouă? Mă, odată, pe cuvântul meu, vreau să vii și să stăm și ca invitat, vreo două. Îmi doresc, da, vă mulțumesc. Da? Am lansat un nou cântec, se numește Dau să sară. Cum? Dau să sară. Dau să sară. Să sară. Bă, când făcea armata, n-ai apucat, nu? N-am apucat. Băi, fii atent, aici venea unul și spunea, chiar șeful, soldatule... Mă vedeți și nepericolul? Să dai cu moneda și să... Da, mă, frate, da. Deci cearceaful este întins când dădea el cu banul, trebuia să sară așa în sus și îl prindea el și nu ți-l mai dădea înapoi. Normal. Mă vedeți și pe mine, nepericolul sau sporgersia lui Naia Caranfil. Mă, dar asta ce e pleul ăla? Un grill, așa se numește. Deci pui mici pe el? O să pui și mici pe el. Da, seara îl dai la... Îl dau la curățat. Îl scot. Și la mozol? La, fără, fără. Se dă jos, mă, să... Îl dai jos. Dar îl speli separat? Ca să performezi cum trebuie. Îl pui ceva de capan sau unde îl ții seara? Îl speli un pic și gata. Hai, mă, seara dai totul jos după tine, nu? De totul. Cercei rămân pe mine. Și cercei? Și nasoletele astea? Nasolile rămân. Nasolile. Hai, hai să auzim noua creație. Prieteni, asta a fost emisiunea din această seară. Vă mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor invitaților mei. Asta este de la Alex Velea, Golden Gang. Deci să stați pe aproape, urmăriți, cred că e vorba de nu numai de o piesă, ci de mai multe. Noi ne revedem marți la orele 20. Acum o să vedeți cu Ioana Maria Moldovan focusul de seară. La revedere!